România nu merita să meargă la campionatul mondial, o spune fostul fundaș care a îmbrăcat de 19 ori tricoul naționalei, Flaviu Stoican. Grecia a fost mai bună decât România. Chiar dacă nu vroiam asta sau chiar dacă îmi doream ca noi să fim peste ei, cred eu că în ambele meciuri au fost și au meritat calificarea. Antrenorul lui Dinamo crede că suporterii tricolorilor au reacționat normal atunci când i-au cerut selecționerului demisia. Se pare normal să îi se ceară demisia lui Victor Pițurcă după această necalificare? Vă dați seama că oamenii sunt nemulțumiți, vă dați seama că toți își doreau, nu numai spectatorii, toți oamenii, toți românii, chiar dacă erau și prin alte țări, își doreau ca echipa României să meargă la un campionat mondial și este normal, că normală atitudinea lor atunci când o echipă nu se califică, vina să fie aruncată pe selecționer. Și cu mutul și fără mutul, naționala nu putea obține calificarea la mondialul brazilian. Stoican e sigur că România încă nu are valoare de un turneu final. Pune voie România de mutul la acest baraj? Nu știu dacă ar fi avut. Din moment ce domnul Pițurcă a ales să nu-l convoace, vă dați seama că dânsul este ca acum care suportă criticile, dânsul este, dar zic eu că atât a putut la momentul, oricare dintre jucătorii selecționați nu crede că putea face mai mult. Pentru că s-au făcut greșeli, grecii au greșit mai puțin.